Da, aveți niște melodii foarte superbe. Și acum aș mai vrea să intru mai adânc în sufletul dumneavoastră, pentru că atunci când zicem cuvântul părinți, este în sufletul nostru. Aș vrea să mai povestim despre părinții dumneavoastră. Da, cu mare drag. Vreau să-ți spun că am avut o copilărie tare frumoasă, chiar dacă de multe ori ne-am fi dorit și eu și fratele meu să avem mai multe, să primim mai multe, nu s-a putut. Părinții mei, tata care a fost un om dârz, un om. Pentru el n-a jignit niciodată pe nimeni, dar să nu fi jignit cineva pe el. El a fost ca și când ar fi fost înainte de Hristos, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, el așa a fost. De multe ori n-a fost bine că a fost așa, pentru că și-a câștigat foarte mulți dușmani. Nu mai departe decât atunci când noi eram mici și era perioada în care se organiza colectivizarea, prima dată a fost acea tovărășie. N-au vrut să dea pământul, să-l dea la colectiv și repercursiunile au fost foarte mari, foarte mari. Atunci mama mea s-a îmbolnăvit de inimă. Tatăl meu, îmi amintesc parcă ieri a fost, era mică. Fratele meu este cu aproape 3 ani mai mare decât mine. Atât de mari au fost cotele că n-au putut să țină pasul cu dările pe care trebuiau să le dea. Au avut foarte mult pământ ai mei, au fost printre înstăriții satului, dar pentru că au avut tot ce și-or dorit, ei au muncit pentru astea. Au muncit, n-or întins de vreme și n-or stat pe marginea șanțului. Au lucrat din zori până noapte. Și asta vreau să-ți spun. La un moment dat ne-au luat tot din casă, tot. Au luat porci, au luat găini, au luat vaci, au luat cai, au scos până și crumpii, cartofii din groapă i-au scos. Tot ne-au luat. Știi ce înseamnă tot, tot, tot? Ne-au lăsat fără lemne, tot au luat. Nu ne-au deportat în Bărăgan. Ne-au trimis cu domiciliu forțat la părinții tatălui, care sunt tot din Sinersic, dar nu erau chiar atât de înstăriți. Și asta vreau să spun. Îmi amintesc că eram în ușa drumului, la ușă, la drum, și au venit iar acei colectori. Și iar să ia și să-l forțeze pe tata ca să semneze că dă pământul la colectiv. Și el a spus așa: nu, puteți să mă omorâți. Și a scos pistolul și i-a pus pistolul la tâmplă. În momentul în care i-a pus pistolul la tâmplă, deci eu am imaginea asta în fața ochilor, când i-a pus pistolul la tâmplă, tata a spus: puteți să mă omorâți pe mine sau puteți să-mi omorâți copiii, muierea, și după aia să mă omorâți și pe mine. Îți dai seama ce caracter, ce tărie de caracter a avut tata meu? Și-o spus pe mine: nu mă obligați, nu mă puteți obliga, pentru că pentru tot ce am eu, noi am lucrat. Noi n-am furat, noi am lucrat. Asta a fost o dată și altă dată i-au mai pus pistolul în piept. Tot așa, pentru ca să înscrie. Și-o spus: puteți să mă omorâți că tot nu mă înscriu. Și atunci ori văzut că n-au ce să facă, ne-au trimis cu domiciliu forțat la părinți, la bunicii dinspre tată, deci la părinții lui tata, pe baba, ori lăsat-o acolo în casă, în putere de iarnă, ori lăsat-o fără niciun lemn. Venea Betuticu, tata, venea noaptea și din capătul ăla la alt de sat, venea cu câteva bucăți de lemne sub pufoaică, ca să îi bage cât un lemn în foc noaptea, ca să nu se vadă că iasă fumul pe coș, lui Vai. baba. Deci, au fost vremuri Câți foarte ani grele. aveați atunci? Vreo 3 ani. Oh, și vă aduceți așa bine Da, aminte? sunt momente, astea nu le poți uita.
poate mai bine de 3 ani. Sunt momente pe care nu le poți uita. Da. Când vezi că îi pune cineva la tâmplă, mai bine de 3 ani am avut, la tâmplă pistolul tatălui tău sau când îl pune în piept. Am plâns în minte că a mers la cooperativă și iar așa vis-a-vis de casa părintească, ori rechiziționat o casă și ori făcut acolo un fel de cooperativă, un fel de într-o parte cooperativă, într-o parte, nu mai știu ce, magazie, ce, în fine, ce ori făcut acolo. Și țin minte că nouă ne luaseră deja, mai mare eram, 3 ani jumate, 4 ani, cam aici, ne luaseră și găinile și de unde ouă? Și am plâns că am văzut ouă acolo, că mergeau oamenii și duceau ouă și li se dădea zahăr sau ulei sau eu știu ce li se dădea. Și am plâns că vreau să mânc și eu un ou. Și sigur că până la urmă mor în păcat, mor, na, în fine. Deci sunt lucruri care nu se pot uita și cu toate astea, altceva ce îmi amintesc din copilărie, mami, că a fost foarte greu să ne țină și la școală, dar eram micuți fiind, a fost perioada în care trebuia să, erau sărbătorile de iarnă și să vină Moș Crăciun. Nu aveau bani ca să ne cumpere saloane. Și-au băgat coajă de pită în staniol. Și nucile le-au poleit cu foiță de aur, că alea încă le mai aveam. Moșu a fost cel care, a fost un om extraordinar de isteț. Moșu o poleit și o sculptat candelabru în biserica de la Sinersig, sfeșnicile alea mari de 1 metru și nu știu cât au sfeșnicile alea, ușile de la catapeteasmă și a fost un om nemaipomenit Moșu, a fost în războiul din Crimea și dacă muierile nu știau ca să înceapă un model la, eu știu, de cusătură, la ie, la spășel și la poale sau poniev, dacă nu știau să țasă, veneau la moșuri și ziceau, Nicolae, hai, descliniaște-ne că nu știm să înșepim. Deci a fost un om extraordinar. Extraordinar a fost. Sunt amintiri pe care nu le poți să le dai uitării. Așa, în agricultură totuși, v-au pus să lucrați? Da, cum? Am lucrat? Da, cum? Am lucrat. Am lucrat că o trebuie să lucrăm. Am lucrat și eu și fratele meu. Doar și... în familie lucrați sau așa mai lucrau și alții? Sau cum vă descurcați cu așa mult teren? Păi, după... sigur că a fost perioada atunci în care, până în 89, în care n-am mai beneficiat de ce au fost de pământul nostru. Încet, încet l-au luat, fără să te mai trebuiască să mai semnezi tu acolo, l-au luat și salut. După 89 ne-am luat pământul, că a fost al nostru, înapoi și atunci am lucrat. Am lucrat, am sigur și oameni care i-am nemit să vină, da, să ne ajute și... Dar am lucrat și eu și bărbatul meu și fratele meu și toată lumea au lucrat. Sunteți obișnuită cu munca. Și nu-mi rușine să lucrez. Nu-mi rușine. Exact cum am spus. E rușine să mint și să furi. Nu-i rușine să lucrez. Așa este. Multe, sunt foarte multe de povestit. Foarte multe. Chiar dacă a fost o perioadă în care am trăit greu. Uite, și eu și fratele meu am făcut școală. Toți din Sinersig au spus așa, i-au spus lui tata, Lăiță, pe cine o mai pomeni să-i țin pe amândoi copiii la școală? Ori îl țin pe Nelu, pe fratele meu, da, ori o țin pe ea. Unde s-o mai pomeni să ții 2 copii în școală? Și totuși ne-o ținut pe amândoi în școală și au ieșit oameni din noi. Dar tata a fost un om aspru întotdeauna. Păi mă gândesc că nu v-a fost ușor, nici dumneavoastră. Nu, și totuși ne-a iubit extraordinar de mult și el și mami. Mami a fost un pic mai echilibrată, mai înțeleaptă. Tata mai, un pic mai înțepat, așa a fost. Că dacă nu era așa, probabil că i s-ar fi urcat în cap. Dar mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a trimis într-o astfel de familie. Așa este. Aș mai vrea să ne povestiți despre albume, despre melodiile dumneavoastră. Aveți foarte multe. Apropo de sat, de casa părintească, chiar am o cântare foarte faină, Satule frumos.
în momentul în care am vrut să, deci era gata, eu îmi creez liniile melodice, texte. Deci dumneavoastră vă și scrieți toate melodiile? Da, eu mi le fac melodiile. La texte mă mai socot și cu Adi Drăgan, care este un talentat extra, un super talent este. Adi face la jumătate de țară, face texte. Și atunci îi spun, uite Adi, uite la ce zici, îți place așa cum ești? Și atunci am zice, tante Lili, poate că ar fi bine aici așa și eu țin cont că e chiar talentat, chiar talentat. Mă ajută și el, și textele mele, și dar liniile melodice sunt liniile melodice ale mele. Foarte frumoase. Aș fi putut să am mult mai multe albume. Câte? 9 am. Când v-ați făcut primul album? A, târziu. Da? În 90 și... ...5. Târziu. Bine, am avut imprimări la radio, la Radio București, la Radio Timișoara. A, uite, mi-am amintit acum. Am primit o adresă oficială de la Radio Televiziunea Română. Asta a fost prin 86, cred. Cred că atunci a fost. Erau rari cei care primeau acel plic cu acea invitație de a fi colaborator permanent al Radio-Televiziunii Române. Erau aleși pe sprânceană care puteau să... Eu atunci am zis duc eu la București. Nunți! Cântări! Alea! Sigur că am pierdut atunci trenul, dar în viață nu-i nimic întâmplător. Așa trebuia să fie. Pentru că dacă era așa, probabil că nu mai eram căsătorită cu soțul meu, Liviu, probabil că nu mai aveam fetele astea minunate, nu mai aveam nepoatele astea excepționale și n-aș fi dus viața pe care o duc acum. Poate că atunci, dacă era așa ca să fiu colaboratorul acela permanent, nu știu, era altfel. Da, nu ați dat viața asta nu, pentru nicio nu, altă nu, viață. Nu, 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 da, de unde, sub nicio formă. Vis-a-vis de albume, tematica este foarte diversificată, începând de la cântecele de dragoste, despre sat, despre natură, despre copii, deci toată paleta tematică mi-o cuprind în cântece. Dar ce fac? Nu știu ce să-ți mai spun. E foarte mult de vorbit, da? Da. Am nici să nu pară că eu am venit, ia că am venit aici și că a venit și aia să se lauge. Da, de unde? Nu mă laud! Este o onoare pentru noi că ați venit. Nu e așa, nu e așa. Bucuria este de partea mea și am venit cu mare, mare drag. Mai ales că îl cunosc pe domnul Eugen, o cunosc pe Larisa, sunt niște oameni excepționali de bună calitate, așa care este. Își cunosc meseria. Nu-i laud, nu vă laud, dragii mei, dar ăsta este adevărul. Filmările pe care le realizează sunt filmări care... oricând pot să stea într-o balanță cu filmările pe care le fac marile televiziuni de la București. Numai numele de aia. Exact. Da, da. Eu aș dori să mai ascultăm un calup de melodii, pentru că aveți așa de multe și nici nu știm cum să le alegem, pentru că am vrea să le ascultăm și să le dăm pe toate, dar cum timpul nostru este limitat... Da, nici nu știm când zboară. Ce e frumos să duce prea iuce. Mie mi-e drag, uite, că stau aici cu tine de vorbă, că pot să-mi împărtășesc cât de cât din experiența mea de viață, din anii care îi port cu atâta drag și cu atâta fală, îi port în cârcă. Ceea ce am făcut, aș lua de la început, e clar că aș lua de la început, nimic nu regret. Eu sunt genul de om care, dacă fac ceva, fac sub impulsul momentului. Dacă nu îți spun ceea ce gândesc la momentul respectiv, nici nu-ți mai spun salut. Deci eu sunt genul ăsta de om. Dacă am luat o hotărâre, nu îmi pare rău că am luat-o. Înseamnă că așa trebuia să fie la momentul respectiv, hotărârea luată. Da. Este foarte bine să fim și așa. Nu? Exact. Eu zic că avem de câștigat.
Uite, mai vreau să, tot am discutat acum despre tematică, vreau să-ți spun că, uite, chiar săptămâna trecută, că, virgulă, chiar săptămâna trecută, am înregistrat, am tras vocea pentru două piese superbe, superbe, superbe. Una despre copiii care sunt plecați în străinătate și una despre, așa zi și prieteni, despre dușmani. Da. Deci n-am făcut la nimeni rău și totuși sunt atâția care n-au loc de mine. Numai dacă n-aș mai fi băgat în seamă, aș zice, oare de ce nu mă bagă nimeni în seamă? Vezi cum e omul. Da, poate că în, eu știu, într-un viitor apropiat voi avea posibilitatea să le prezint și celor din arealul vostru de aici și cele două melodii. Da, ne-ar place, cum să nu, am fi chiar încântați și onorați. Pentru că emisiunea noastră se apropie de sfârșit, eu aș vrea dacă aveți un mesaj telespectatorilor noștri care vă iubesc și vă iubesc muzica. Dragii mei, în primul rând, dragile mele dragi, muieri minunate, excepționale, noi suntem cele care hotărâm ceea ce se întâmplă în viață. Noi, muierile, dacă noi nu am fi, nu s-ar putea realiza atâtea lucruri. Așa că fiți tari, fiți într-adevăr mame, soții, femei de carieră. Puteți, putem să fim. Putem să fim, avem tăria de caracter necesară, nu ne dăm și nu ne dăm. Băgați bine de seamă ce vă spun eu acum. Muierea este totul. Să aveți sărbători binecuvântate, să aveți sărbători frumoase, să aveți lumină în casă, în suflete, bunul Dumnezeu să vă dea tot ce e mai bun și mai frumos. Mesajul de acum nu este numai pentru muieri, este și pentru bărbați, este și pentru copii. Să fiți fericiți, respectați-vă unii pe ceilalți, pentru că numai respectând putem să fim respectați și noi. Vă iubesc. Mulțumesc mult. Și noi vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi și ne-ați acceptat invitația. Iar eu personal vă mulțumesc și mă bucur că v-am cunoscut mai bine decât telespectatorii noștri, că eu chiar pot să pun mâna pe dumneavoastră. Și sperăm că și în viitor să mai putem povesti. Cu mare drag, cu mare, mare drag, cu mare drag. Bucuria este de partea mea, încă o dată spun. Mulțumesc domnul Eugen, mulțumesc Larisa pentru invitația pe care mi-ați lansat-o. Sunt bucuroasă și în același timp onorată că am putut să fiu alături de oameni dragi, de iubitorii de folclor din Țara Făgetului. Dumnezeu să vă dea tot ce e mai bun și mai frumos. Doamne ajută! Doamne ajută! Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această ediție specială și ne revedem în curând. La revedere! Cine-ți mai drag? Iar-ți masa plină și goștii sunt prag. Iar aștept să vină și ne-ți mai drag. Că-i sărbătoare sau să anii tăi, au să petreci în viață, nu știi mâneșei. La mulți ani cu bine tot ce să le treci, omule să-i sănătate și să ce petreci. Și-o trecut, pe viață n-o mince, nici-al mai avut. Uite ce năince, lasă și-o trecut, pe viață n-o mince, nici-al mai avut.
că-i sărbătoare sau o sanii tăi, au să petreci în viață, nu știu mâine și la mulți ani cu bine, tot ce să le treci, omule, să-i sănătate și să ce petreci. Să fii sănătos, toarnă în pahare, de gor fi fălos, că-i lucru mare, să fii sănătos, că-i sărbătoare sau o sanii tăi, au să petreci în viață, nu știu mâine ce-i, la mulți ani cu bine, tot ce să le treci, omule, să-i sănătate și să ce petreci. La mulți ani cu bine, tot ce să le treci, omule, să-i sănătate și să ce petreci. Când ai ani în față și ce simți iubit, ce vrei de la viață să fii fericit. Când ai ani în față și ce simți iubit, ce vrei de la viață să fii fericit, că-i sărbătoare sau o sanii tăi, au să petreci în viață, nu știu mâine și la mulți ani cu bine, tot ce să le treci, omule, să-i sănătate și să ce petreci, că-i sărbătoare sau o sanii tăi, au să petreci în viață, nu știu mâine și la mulți ani cu bine, tot ce să le treci, omule, să-i sănătate și să ce petreci. Când spun de cimișori de căra, toată lumea știe că ni-i spăcimaș. Și de muzică, dar și de joc, dar și când în suflet n-avem mai drag loc. Bănățanu-i om de omenie, când petreșe și pe altumbie. Bănățanu-i om cu suflet mare și ne-i fruncea, ai fruncea până moare. Să trăiască bănățul! Unde se petrece neamul meu, ce lasă muzica fără niciun leu? Că de joc mi-e zâșe ori doinim, în tot Bănățanul pacim să aprind. Bănățanul-i om de omenie, când petrece și pe altumbie. Bănățanul-i om cu suflet mare și ne-i fruncea, ai fruncea până moare. Așa m-a fost vița și m-a fi, după joc și fală, bănața nu știi. După cum se poartă și civan, și ce-i banatul pentru-n bănățan. Bănățanul-i om de omenie, când petrece și pe altumbie. Bănățanul-i om cu suflet mare și ne-i fruncea, ai fruncea până moare. Așa! Când petreci odată în Banat, orice muța ieșea, ori n-ai mai uitat.
că nu este gazdă un geopești. Să nu-ți dea din suflet ce străindă ești. Bănățanu-i om de omenie, când petrece și baltumbie. Bănățanu-i om cu suflet mare și ne-i fruncea, ai fruncea până moare. Bănățanu-i om de omenie, când petrece și baltumbie. Bănățanu-i om cu suflet mare și ne-i fruncea, ai fruncea până moare. Să trăiți, dragilor!